Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Creștinii francezi lansează o platformă care va transmite vestea bună a Evangheliei la Jocurile Olimpice de la Paris în 2024. Rămâneți cu noi, am pregătit mai multe subiecte și toate interesante. Există 46 de țări care au o lege națională în vigoare ce limitează libertatea unei persoane de a abandona sau schimba religia. Care sunt aceste țări și cât de mult trebuie să ne îngrijoreze acest lucru, vă spune chiar acum pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Vă salut cu drag! Care sunt datele care decurg din acest raport? 46 de țări care au o lege ce, iată, limitează libertatea de a schimba religia. Beatrice, este vorba de raportul făcut de Comisia Internațională pentru Apărarea Libertății Religioase, este o comisie americană, interconfesională, internațională, non-guvernativă, independentă, deci apolitică, cu sediu la Washington, care activează de aproximativ 30 de ani în domeniul acesta apărării libertății religioase și care din când în când întocmește astfel de rapoarte privind libertatea religioasă pe fața Pământului. Și în raportul acesta sunt prezentate, așa cum tu ai menționat, 46 de țări. Marea majoritate sunt țări din lumea arabă, din lumea musulmană, sunt țări din Asia, dar apar și țări din Europa. În aceste 46 de țări avem 73 de legi împotriva schimbării religiei sau împotriva conversiunii, așa cum apare în termenul în engleză. Chiar am văzut raportul acesta după amiaza aceasta înainte de a intra în emisiune. Și, deci este evident că sunt țări în care avem de-a face cu mai mult de o lege, nu? Două sau chiar Arabia Saudită are trei referimente, trei articole de lege în domeniul acesta. Iar din acestea 46, 33 în mod direct, în mod precis, au legi care interzic prozeletismul, evangelizarea, predicarea alte religii decât cea care este oficial recunoscută. Cum spuneam, este vorba în principal de țări din lumea musulmană, lumea arabă, țări care încearcă prin lege de stat să împiedice trecerea musulmanilor la creștinism. Puteți să ne oferiți câteva detalii despre aceste legi? Așa cum spuneam, iată, 46 de țări limitează libertatea de a-ți schimba religia. Da, Beatrice, m-a surprins în raportul acesta să văd și țări în care libertatea de religie, de credință este absolută, deci nu există limite. Israel, de exemplu, apare în raportul acesta cu o lege interesantă, legea 5737, în care se exprimă ezitarea în privirea introducerii creștinismului. De asemenea, apare Grecia cu legea 1575 și chiar România, am găsit România în raport cu legea numărul 7 din 2011, în care este interzis prozelitismul în școli. În România avem libertate religioasă absolută, însă avem legea aceasta și iată, a făcut această lege, care cred că există, dacă a fost întrecută în raport, ca România să fie pe lista aceasta. Mă întrebai cum funcționează, care sunt aceste legi. Deci, din raportul prezentat de ICC, McKenna, care este responsabilul studiului, afirmă că sunt patru categorii de legi. Prima, cea mai importantă, este anticonversiunea, legile care nu permit schimbarea religiei. Apoi, ca a doua categorie, legi care nu permit prozelitismul. A treia categorie, legi care nu permit căsătoriile mixte. Și a patra categorie de legi, cele care
au de-a face cu apostazia, pierderea credinței și legate de documente, deci se liberează documente și ești obligat să ai religia în documentele acestea. McKenna spune că dintre acestea cele mai preocupante sunt cele legate de apostazie, pentru că sunt anumite țări precum Yemenul, Borneo, unde pierderea credinței înseamnă chiar condamnarea la moarte. Deci dacă o persoană abandonează credința, religia musulmană, în cazul acesta, se riscă pedeapsa cu moartea. De ce sunt date astfel de legi și cât ar trebui să ne îngrijoreze? Deci, evident că legile de care am amintit, așa cum spuneam, sunt în prevalență în țările din Asia, în Africa, de asemenea, am văzut, încearcă să limiteze prezența creștinilor în zona aceasta. Sunt legi, în practică, îndreptate împotriva creștinilor și misionarilor creștini în țările musulmane. Însă, în spate, cred că se află frica sistemului, frica de a pierde identitatea religioasă națională. O țară care se declară musulmană face tot ce e posibil ca să păstreze identitatea aceasta. Deci este o identitate națională, o identitate religioasă. Pe de altă parte, cred că avem de-a face și cu un sistem de control. Se știe că religia este o formă sau poate fi o formă de control a maselor. Ceea ce se întâmplă, de exemplu, în Rusia, în momentul acesta, când episcopul, patriarhul Kiril, ia parte la război, ia parte a lui Putin și încearcă prin forme religioase să manipuleze opinia publică prin mijloc, prin religie, de partea lui Putin. Deci este un mijloc de a ține la oaltă o țară, o ideologie de a controla poporul, din păcate. Iată, tendința de a încadra religia în legi, în reguli foarte precise, poate să fie și o formă de manipulare și de control. Însă cred că în spate este pericolul de a pierde credincioșii, de a pierde biserica, de a pierde controlul asupra națiunii. Iată, cred că acesta este motivul care duce pe cineva să aducă legi rigide în apărarea credinței naționale. Mulțumim mult pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră, aici în studio, alături de mine. Comentează pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la lumea religioasă. Bine v-am regăsit. Bun, iată, vorbim despre legi în 46 de țări care limitează libertatea de a-ți schimba religia. Cât de mult ar trebui să ne îngrijoreze lucrul acesta? Ce ați remarcat la țările care sunt trecute pe această listă? Așa cum amintea și colegul nostru, sunt în general țări din Orientul Mijlociu, din Asia, ceva din nordul Africii, dar iată că se regăsesc și câteva legi care ridică semne de întrebare din țări care sunt considerate totuși civilizate și care dau libertate de manifestare a credinței. Nu ar trebui privite toate legile din aceeași perspectivă sau să le punem pe toate în același bol. Pentru că unele, cum este cea din România, care a fost amintită și anume să nu se facă prozelitism în școală, ține mai degrabă de statutul școlii și anume că școala ar trebui să fie independentă de celelalte influențe. Și depinde cum vrei să privești această lege. Poate să fie privită pozitiv sau poate să fie privită negativ. Dar legile care îngrijorează cel mai mult sunt legile care interzic, care ți impun, care oferă acele interdicții, limitări. Se amintea și de o categorie de legi care nu permit căsătoria între credincioși de diferite religii. Acestea sunt într-adevăr cele care îngrijorează și care sunt restrictive, care impun și mai ales legile acestea sunt legi care au și niște repercusiuni. Sunt acolo oferite, prezentate pedepse. Ce se întâmplă? Se merge până acolo încât mai ales cele care țin de apostazie în lumea islamică merg până la moarte, până la închisoare pe viață, mutilare prin tăierea cu sabia a unor membre și așa mai departe. Aș mai aminti încă un aspect pe care îl consider important. Ar trebui să știm și ascultătorii noștri să urmărească lucrul acesta,
că în Biblie spune veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. În realitate, n-ar trebui să existe nicio lege care să ne îngrădească libertățile. Dar dacă, libertățile de conștiință, dar dacă există astfel de legi, fiecare om ar trebui să-și ia el libertatea de a se păstra liber. Pentru că libertatea aceasta este cea care dă sens vieții, este cea care ne face să fim cu adevărat oameni, să fim copii ai lui Dumnezeu. Chiar dacă pentru aceasta trebuie să suferim. Ne uităm în istorie și vedem că oamenii, pentru valorile în care au crezut, au preferat să piardă, dar să fie liberi. Și cred că lucrul acesta este important și n-ar trebui, da, sigur, îngrijorează, dar n-ar trebui să ne gândim atât de mult la îngrădirea aceasta și să nu uităm că e vorba de îngrădiri religioase și aș face diferența că credința până la urmă nu poate îngrădi nimeni. Așa este, însă chiar și îngrădirile acestea religioase nu sunt ușor de gestionat. Sigur. Și ele, de cele mai multe ori, așa cum spuneați, sunt însoțite cu diverse sancțiuni și pedepse. Dar mergem mai departe, pentru că și a doua știre se leagă de primul nostru subiect. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a aprobat săptămâna trecută faptul că administrațiile publice pot interzice angajaților lor să poarte simboluri religioase vizibile și la locul de muncă, chiar dacă nu își îndeplinesc atribuțiile în fața publicului. Vine cu mai multe detalii pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la lumea religioasă! Puteți să ne ajutați și să facem cumva filmul momentelor care au dus la această decizie? Noi de-a lungul timpului am mai comentat câte ceva despre acest subiect. Da. Am comentat, în special în Franța, au avut loc mai multe conflicte și s-a discutat mai mult aceste legi. De data aceasta vorbim despre Belgia, unde într-o primărie, primăria din Ans, lucra o femeie care lucra din 2016 acolo, dar abia în 2021 s-a gândit să poarte hijab. Ea, fiind funcționară publică a unei administrații publice, pentru precauție a cerut voie la superior să poată să vină la muncă cu hijab. A fost refuzată, i s-a spus că nu poate, dar primăria a cerut informații și consiliere juridică la Tribunalul Muncii de care depindea. Acest tribunal însă a cerut mai departe consiliere și anume la Tribunalul Superior de Justiție al Uniunii Europene. Așa a ajuns cererea la Tribunalul Superior al Comunității Europene. Tribunalul belgian cerea o aprobare, o justificare și informații. Vrea să știe dacă astfel de legi contravin cumva unor drepturi sau unor legi europene. Tribunalul Superior al Comunității Europene a spus că nu contravine drepturilor omului sau altor legi ale Comunității Europene atât timp cât sunt juste și imparțiale. Acum, trebuie să recunoaștem cu toții elefantul din cameră că în realitate astfel de legi nu sunt date pentru creștini. Până să apară explozia asta a islamului în Europa, nimeni nu era deranjat dacă cineva avea o cruce la gât sau o călugăriță avea portul ei specific. Dar cu explozia islamului, în special administrațiile publice s-au văzut nevoite, ca să evite tot felul de conflicte cu cetățenii lor, să interzică astfel de simboluri. Acum, Tribunalul European a spus, dacă dați astfel de legi, trebuie să fie pentru toate religiile și pentru toate simbolurile externe, chiar dacă persoana respectivă nu lucrează direct cu publicul, dar fiind un angajat al statului, trebuie să reprezinte pe toți cetățenii, indiferent de religia lor, și administrațiile publice pot, nu este obligatoriu, dar pot să impună o astfel de neutralitate în aparență angajaților lor. Tribunalul nu obligă pe nimeni, spune doar că administrațiile locale sau naționale pot da astfel de legi fără să contravină altor legi superioare.
Așadar, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a aprobat, așa cum spuneam, săptămâna trecută, ca administrațiile publice să poată interzice angajaților lor să poarte aceste simboluri religioase care sunt la vedere. Ce implică mai exact această decizie și cum va fi aplicată în statele membre ale Uniunii Europene? Tribunalul lasă libertate atât statului pentru a da o lege națională, cât și administrațiilor regionale. Cum este în Spania, de exemplu, sunt comunități autonome sau landurile în Germania sau alte modele administrative. Este posibil ca într-o regiune a țării să fie interzisă și în altele să fie acceptată. Asta nu înseamnă că neapărat o discriminare, ci depinde doar de gradul de neutralitate pe care vrea să-l adopte administrația respectivă. Asta înseamnă că se pot interzice simboluri externe, cum ar fi în cazul acesta, eu știu, mătănile sau o cruce la gât sau simboluri pe vestimentație, în cazul musulmanilor hijabul, dar de asemenea, așa cum s-a întâmplat în Franța și a generat multe discuții, rugăciunile în locurile publice, adică, de exemplu, stai la masă cu colegii la servici și tu te rogi de față cu ei, poate fi considerat un gest de manifestare publică a religiei tale într-un spațiu public care ar trebui să fie neutru. Asta știm din experiență din alte țări unde s-a mai aplicat. Tribunalul nu spune nici cum să se aplice, nici ce măsuri să se ia, ci doar spune că atâta timp cât sunt echitative și la fel pentru toți, ele nu contravin drepturilor omului. Așa că va depinde de fiecare administrație cum le va aplica. În cazul de față, primăria aceasta din Belgia putea să spună cum tu stai într-un birou și nu dai ochii cu publicul, vine îmbrăcată cum vrei. Sau poate să spună altfel. Dar aceeași lege va trebui să funcționeze pentru toți angajații, nu numai pentru unul și pentru o anumită religie, ci pentru orice alte manifestări religioase. Da, dacă citim publicațiile religioase și comentariile, cumva ne dau fiori formulări de genul neutralitate strictă la toți angajații, însemnând interzicerea oricărei forme, oricărei forme de prozelitism și folosirea semnelor aparente care ar putea dezvălui convingerile ideologice sau religioase ale angajaților. La ce ne putem aștepta pe viitor cu astfel de inițiative, interdicții, chiar dacă înțeleg că aplicarea lor este cumva personalizată și relaxată, să spunem? Da, e greu să formulezi în așa fel încât să nu deranjezi pe nimeni. Trebuie să existe o formulare, nu? Noi am trăit zeci de ani sub comunism în care nu erau permise simboluri religioase în spațiile publice și asta nu ne-a dus neapărat la pierderea credinței. În schimb, sunt țări în care n-a existat așa ceva. În care, ce-mi povestesc aici, spaniolii pe vremea dictaturii religioase a lui Franco, ca să poți să-ți repar gardul duminica, trebuia să vii cu aprobare de la preot, cum că ai fost la slujbă dimineața. Deci, în astfel de societăți, probabil că oamenilor se va părea mai ciudat. Pentru o societate ca noastră, care am trecut prin comunism, nu cred că este un șoc atât de mare să se spună în locurile publice, mai ales dacă lucrezi pentru stat, nu trebuie să-ți manifesti opiniile religioase. De ce? Pentru că tu nu te reprezinți pe tine, nu ești la biroul tău, la firma ta, tu reprezinți statul. Și statul trebuie să reprezinte pe toți cetățenii. Orice cetățean care vine să intre în contact cu un funcționar, trebuie să vadă acolo neutralitate, să vadă că nu este judecat pentru religia lui. În acest sens, se vrea ca administrațiile publice să fie independente și imparțiale față de toate religiile. Nu intră în convingerile tale, ce crezi tu în interiorul tău, ce religie practici acasă, ci doar cum te manifesti la locul de muncă, pentru că dacă ești islamic și, sau ești hindus și ajungi la ghișeu și vezi pe altcineva care este la fel ca tine, de aceeași religie ca ta, poți să ai o anumită afinitate față de el. În schimb, dacă ești de altă religie, prefer să aștepți la altă coadă. Se pot crea tot felul de neînțelegeri sau de asemenea să favorizezi clienții care au aceeași convingere ca și tine. Se vrea o neutralitate. Ne aduce aminte de problemele cu steagul, cu curcubeul pe stadioane, nu? UEFA a zis
Pe stadion nu ne exprimăm opinii politice, religioase sau ideologii de orice fel. Vii, susții echipa ta de fotbal și atât, nu? Da. S-au răsculat că de ce, că noi suntem cu drepturile omosexuale și mai departe. Dar se vrea să fie neutru, să fiecare loc își are rostul lui. Deocamdată nu cunoaștem abuzuri, cel puțin în țările civilizate, europene, cu privire la astfel de legi. Viitorul ce ne va rezerva vom vedea. O imaginație, creativitatea omului este nesfârșită, așa că de orice lege bună te poți profita ca să faci și lucruri rele. Mulțumim mult, ne vedem și mâine la aceeași oră. Mulțumim mult pentru intervenția de astăzi. Vă reamintesc că aici în studio alături de mine comentează și se află pe tot parcursul emisiunii pastorul Lucian Floricel. Sigur, exemplele vin din zona musulmană, unde suntem puțin mai detașați, dar formulări așa cum cele despre care vorbeam nu sunt formulări pe care să le privești cu ușurință și să nu te alarmezi. Vreau cu serenitate. Cu serenitate. Uh-huh. Încă o dată spun, e vorba de această neutralitate strictă la toți angajații, care, repet, înseamnă interzicerea oricărei forme de prozelitism și folosirea semnelor aparente care ar putea dezvălui convingerile ideologice. N-aș vrea să ne mai gândim la musulmani, vreau să ne gândim la creștini. Creștinii au și simt în misiunea lor dorința de a propovădui. Asta înseamnă creștinismul, să vorbești despre credința ta oriunde și la locul de muncă, unei prieteni. Acum, nu te urci pe birou. Înțelegem, nu vorbim despre aceste extreme care nu avem de ce să le dezbatem. Totuși, creștinii, având în față, practic, o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, creștinii pot să ajungă în situația în care să li se limiteze, practic, dreptul de a vorbi despre credința lor? Aș aminti un cuvânt pe care colegul nostru Cristian l-a amintit și anume, deocamdată. Deocamdată. Adevărul este că legile nu pot să fie date dintr-o dată, nici măcar nu se înțelege foarte bine la momentul respectiv, ci se începe cu o formă foarte soft și am putea să spunem că aceasta este o formă soft a legii. Iată, se dă libertate dacă se vrea în anumite instituții, nu trebuie neapărat să fie una națională, nici măcar într-un oraș s-ar putea să nu fie o lege unitară, ci o anumită instituție poate, o altă instituție nu. Este adevărat că este generată de niște situații concrete, însă este posibil ca într-un timp relativ scurt să se ajungă la alte articole ale acestei legi, să spunem chiar note explicative, pentru că nefiind obligativitate și neavând mijloace coercitive, nefiind însoțită de pedepse, ce-i faci cuiva care nu vrea să respecte? Îl dai afară. În momentul în care l-ai dat afară, apoi se va judeca pe partea aceasta a muncii, dacă angajatorul are dreptul să-l dea afară, dacă legea nu spune că este și un mijloc de coerciție pentru cineva care nu respectă. Și în momentul acela este natural că legea va trebui să fie însoțită de alte amendamente care să aducă în cele din urmă legea într-o altă formă. În momentul acela putem să spunem că legea poate să atingă libertățile religioase. Și așa, prin faptul că un om nu poate să vorbească despre credința lui, iată, ne apropiem de sărbătorile de iarnă și cineva poate va dori să spună la servici ceva despre sărbătoarea Crăciunului. Iar altul să se simte lezat. Cum poate să fie interpretat dacă cineva este de altă religie și se simte lezat? Eu am un alt exemplu. Haideți să dăm și exemplul de la subiectul 3. Să ne gândim că vin Jocurile Olimpice de vară de anul viitor din Franța. Doar câteva luni mai sunt și Franța, așa cum știm, va găzdui unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume, Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, și cu această ocazie
invazie va găzdui milioane de vizitatori din întreaga lume. Judecând că aceasta este o mare oportunitate, o oportunitate extraordinară pentru Biserica din Franța de a se mobiliza pentru a împărtăși Evanghelia, de a promova împărăția lui Dumnezeu și a arăta oamenilor dragostea lui Isus, o mișcare sportivă creștină, ce credeți că a făcut? A reunit mai multe organizații și au creat o platformă care deservește bisericile, organizațiile sau persoanele care doresc să contribuie la această inițiativă. Da, deci observați, creștinul face tot ce știe că, cel mai bine să facă. Și vorbim despre o platformă, vorbim despre știri care fac în conjurul lumii. Deci francezii creștini s-au unit și au făcut această platformă de resurse. Ansamblu, de obicei, asta se va 2024, pune. Așa da. Se numește, da. Sau ansamblu în limba română. Sunt multe organizații creștine și organizații de tineret, tineri pentru misiune, care vor să se implice în așa fel încât în momentul în care sportivii vor ajunge pe teritoriul Franței, să poată să fie încurajați și dintr-o perspectivă creștină. Legându-ne de legea de mai înainte... Ne bucurăm că putem vorbi despre asta. Putem să spunem că ar putea la un moment dat să se confrunte cu niște piedici. Mai ales citesc în planul acesta pe care l-au, spune că este vorba de 6 poli pe care i-au identificat unde ar vrea să se implice și anume rugăciune și laudă, evangelizare, ceea ce înseamnă să proclami Evanghelia, să vorbești despre ea, un alt pol social, un sport, arte creative și relații de vecinătate. Ei bine, legea pe care noi am amintit-o puțin mai înainte poate să fie folosită foarte ușor pentru a spune că sunt totuși niște limite și pentru un timp în Paris, în având în vedere, într-adevăr, nu este de stat, dar sunt niște instituții publice, este un minister al sportului, care până la urmă ține de statul francez, care ar putea să pună niște limitări care să dezamăgească această mișcare, ansamblu 2024 și până la urmă să ne trezim că de la legea aceasta care ar putea se ajunge la legea care poate. Probabil că până la anul, până în vară, în 2024, nu se va întâmpla ceva, dar ne-a tras atenția. Da? Curtea de Justiție a Uniunii Europene a aprobat când, doar săptămâna trecută, că administrațiile publice pot interzice angajaților lor să poarte simboluri religioase vizibile la locul de muncă și să nu uităm, este vorba de împărtășire, de proselitism, de... Mă rog. Iar atunci când vorbim de împărtășire, nu înseamnă neapărat că te duci și ții un discurs de o jumătate de oră despre credința pe care o ai, ci este suficient doar să amintești câteva mici elemente ale credinței sau poate pur și simplu să spui de dimineață m-am rugat sau m-am rugat pentru tine, pentru familia ta, pentru că ești bolnav și în momentul acela imediat se poate apela la o lege care spune că nu... Se poate interzice, nu ai voie să faci lucrul acesta într-o instituție publică. Deocamdată punem ghilimele la foarte multe... Deocamdată, exact. Dumnezeu să țină cât mai mult pace și libertate, dar noi știm că, iată, se pun bazele unor premise care ar putea să meargă în direcții care să ne afecteze în modul cel mai direct. Și știm să că lucrul acesta că... se întâmplă cel puțin în 46 de țări. Să nu uităm că este vorba până la urmă pentru început de o intenție bună, dar multe lucruri rele au început cu o intenție bună, care dacă nu este continuată pe un fundament sănătos, atunci poate să aducă suferințe și multe limitări. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, vă aștept și mâine la aceeași oră, aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Toate bune!